Suntem din nou în topul statisticilor negre din Uniunea Europeană, mai ales când vine vorba de educație. România este fruntașă la abandonul școlar. Totodată avem și cel mai mic procent din PIB alocat educației și cea mai slabă finanțare pentru cercetare științifică. Sătui de promisiunile miniștrilor că totul se va schimba în bine, părinții, profesorii și elevii și-au unit forțele și au decis să-și apere singuri interesele. Așa a luat naștere și Alianța pentru Educație de Calitate. Educația nu a mai beneficiat de mult de o finanțare potrivită nevoilor, ba chiar s-au mai tăiat fonduri ori de câte ori s-a ivit ocazia. Așa se face că suntem pe ultimele locuri în Europa la fondurile alocate pentru acest sector. Este o realitate și una destul de tragică, faptul că sistemul de educație din România nu este ceea ce ar trebui să fie. Faptul că există foarte multe probleme în sistem care se promit a fi rezolvate, însă de la an la an vedem că acestea fie rămân acolo unde au fost, fie se intensifică. Elevii își doresc un învățământ de calitate pentru toți copiii României. Asta în contextul în care unul din cinci elevi ajunge să renunțe la școală. Totodată suntem țara cu cel mai mare grad de analfabetism. La baza acestor probleme stau inclusiv sistemul de finanțare, prost gândit din păcate, sistemul de formare inițială și continuă, nu putem avea școală de calitate fără profesori de calitate, fără profesori bine pregătiți și plătiți corespunzător. Una din problemele finanțării este gândirea defectuoasă a costului standard per elev, de 350-500 lei pe an, bani care nu ajung pentru toate cheltuielile cu bunuri și servicii. Așa se face că apar alte costuri ascunse, suportate de părinți și cadrele didactice, deși învățământul este obligatoriu și ar trebui să fie gratuit. Fondul școlii până la urmă există pentru că statul nu asigură finanțarea corespunzătoare, iar școala este nevoită să apeleze la beneficiari pentru minime cheltuieli de funcționare. Anul trecut, 7 din 10 elevi din județul Constanța au fost nevoiți să vină cu bani de acasă pentru cheltuieli minime de funcționare, ceea ce înseamnă o zugrăveală sau mobilier școlar, chestii minime de funcționare, cum ar fi mobilier școlar, am spus, cum ar fi cretă. Pentru rezolvarea unor astfel de probleme și atragerea de fonduri a fost înființată Alianța pentru Educație de Calitate, formată din reprezentanții elevilor, profesorilor și ai părinților. După ce an la rând miniștrii s-au tot schimbat, iar promisiunile nu au fost respectate. Eu nu cred că o țară ca România, care are un PIB atât de mare, nu își permite să investească progresiv până să ajungă la nivelul dorit de noi toți, de 6%. V-am spus și în timpul conferinței că nici măcar 3% nu putem vorbi de finanțare. Bani sunt, numai că trebuie cheltuiți cu chibzuință. Atunci când rezolvăm de comun acord problemele elevilor, ale părinților și ale cadrelor didactice, vom reuși să discutăm despre un învățământ preuniversitar și universitar de calitate. Este pentru prima dată când se semnează un protocol de colaborare între toți actorii din sistemul educațional, elevi, părinți și profesori. Soluțiile problemelor din sistemul educațional vor fi înaintate de către Alianță și decidenților politici și Ministerul Educației, în speranța că așa lucrurile se vor mișca mai repede.